În comunele din apropierea Piteștiului, oamenii au diverse superstiții legate de eclipsa solară. Cei mai mulți spun că este un semn divin și că ar trebui să fim mai buni. Eclipsele și astea e și datorită necredinței. Nu prea credem. Ne arată credința, uite așa, și ne semnalizează în timp, uite așa, uite așa, uite așa. Pentru că știți ce spune odată cineva, spune, a venit și a murit cineva, de ce? De ce moarte nu m-ai anunțat și pe mine? Păi nu te-am anunțat, mă, tâmpitule, de ce? Păi uite, aolo piciorul, aolo mâna, aolo cutare, te-am anunțat. Păi tu dacă n-ai fost înțelegător și n-ai ascultat și n-ai fost dăștit, uite, s-a dus și... Așa și cu eclipsele. Așa cu, și cu eclipsele. Oricum, oamenii au avut o mare mâhnire. Nu au găsit la ei în localități ochelari speciali cu care să poată privi spre soare. Dezamăgiți au stat cu spatele la eclipsă sau nu au ieșit din case. Dacă ești în casă, nu ai treabă cu soarele. Să aprinde becul în casă, dacă e întuneric, un pic și gata. Puneam niște geamuri afumate să vedem eclipsa. Acum e cu ochelari, de unde să luăm. Nu ne uităm! În Pitești, eclipsa a început la 9:07 minute. Ora maximă a fost la 10:33 de minute și a luat sfârșit la 12:06 minute. Soarele a fost acoperit în proporție de 76%.